După 3 ani, legendara trupă rock Scorpions va cânta din nou în România, de data aceasta cu ocazia turneului de retragere. După 40 de ani de succes, membrii trupei Scorpions au ales să le spună adio fanilor, făcând în conjurul lumii. Concertul de la București va avea loc în iunie, iar biletele vor fi puse în vânzare începând de mâine. A fost nevoie de mai bine de un an de negocieri pentru ca trupa Scorpion să urce din nou pe o scenă din România. E ultimul lor turneu, turneul de adio. E practic ultima șansă ca românii să îi mai vadă la București. Membrii trupei vor fi aduși de la Budapesta cu un avion privat cu 2 zile înainte de concert, pe 7 iunie, și vor fi cazați, așa cum au cerut, într-un hotel de 5 stele. Așa cum se știe, pretențiile trupei sunt foarte mari. Avem un rider tehnic de 35 de pagini cu pretenții. De la mașinile cu care vor fi luați de la aeroport până la pretențiile culinare, totul este stabilit ca la carte. Mai mult, trupa va veni la București cu cei 110 membri ai staffului tehnic. Scena lor, luminile lor, toată partea tehnică o aduc ei. Mai mult ca sigur va fi un show de zile mari. Este locul în care vor concerta membrii trupei Scorpions. Va fi un spectacol pe care nu-l veți putea uita ușor. Cel puțin asta promit organizatorii. Un spectacol la care sunt așteptați peste 17.000 de oameni. Biletele vor putea fi cumpărate începând de mâine. Concertul trupei Scorpions face parte din turneul de retragere intitulat Get Your Sting and Blackout World Tour. Turneul se va încheia la sfârșitul anului 2012.